Iftimi a dezvăluit că a avut o discuție cu antrenorul echipei, Leo Grozavu, în care i-a spus ce înseamnă acest joc pentru viitorul clubului. La meciul următor noi vom dori să câștigăm, dar la cât de prost am jucat contra Chiajnei, m-a bătut voluntariul, nu m-a bătut pandurii. Vă dau cuvântul meu de onoare că am vorbit acum câteva ore cu băieții și am avut un discurs în care le-am zis să joace corect toate meciurile. Mă doare dacă Botoșani intră în circuitul lucrurilor prost făcute. I-am zis și lui Leo treaba asta. I-am zis, Leo, dacă îmi spune cineva după meciul cu pandurii că ne-am dat la o parte, vă omor. Este extraordinar de important ca FC Botoșani să nu intre în așa ceva. Meciul dintre Pandurii Târgu Jiu și FC Botoșani se va juca duminică seara, iar ambele echipe țintesc victoria. Nu poți să vii la meciul acesta ca la o distracție. Uneori simt că sunt oameni în fața mea care parcă nu recepționează ce trebuie. Noi o să jucăm la victorie, dar cei de acolo vin cu altă ambiție, vin disperați. Ai mei sunt relaxați. Dacă nu bat nici Pandurii, înseamnă că trebuie să merg în Liga a doua, a declarat Valeriu Iftimie la Digi Sport. În acest moment Pandurii se luptă pentru salvarea de la retrogradare, în timp ce echipa din Botoșani este lipsită de orice griji. Gorjenii sunt în luptă directă cu Chiajna și Timișoara, având un punct peste cele două.